Bună seara, stimați telespectatori, Giurgiu Veni. Vă spune Viorel Rădulescu, în 1 septembrie 2015, într-o zi anormal de caldă, chiar la noi aici, în sud, la Giurgiu, în lunca Dunării. Avem bucuria că în această seară să-l avem din nou invitat pe reputatul istoric Emil Păunescu, care va continua să ne vorbească despre monumentele culturale, istorice din județul nostru. În seara aceasta va continua sub capitolul Monumente din municipiul Giurgiu. Când am spus că avem bucuria, nu este un simplu compliment, ci cel puțin pentru mine este o realitate, pentru că o să vedeți și dumneavoastră, o să și auziți în următoarele circa 50 de minute, domnul Emil ne va spune lucruri absolut noi și interesante pentru majoritatea dintre noi. Și eu zic că e bine că mai aflăm câte ceva despre clădirile, despre străzile pe care mergem aproape zilnic, despre orașul în care locuim și trăim și muncim. Și treaba asta, zic că până la urmă, pe lângă adăugarea la încă o cărămidă la cunoștințele noastre generale, face ca să avem și o oarecare, așa, să zicem, mândrie locală, absolut necesară pentru fiecare giurgiuven. Domnul Emil Păunescu, bine ați venit la bine v-am găsit. TV Giurgiu. Discutam că un capitol pe care nu l-ați abordat săptămâna trecută este capitolul monumentelor religioase, bisericilor. Pentru orașul nostru, bisericile mai impunătoare sau mai puțin, mai valoroase din punct de vedere arhitectural sau artistic, majoritatea mai puțin impresionante decât cele din orașe mai mari ale țării, au însă o istorie aparte și o importanță aparte, și m-am bucurat la vremea respectivă atunci când specialiștii de la Direcția Monumentelor Istorice mi-au împărtășit punctul de vedere aceea că toate bisericile din oraș, și sigur ne referim la cele de până la al doilea război mondial, merită titlul de monument istoric, deoarece noi eram în situația specială pe care nu mai avea decât Brăila, de foste cazale otomane, și de aceea toate bisericile construite după eliberarea și retrocedarea orașului aveau un alt mesaj decât în alte localități ale țării. Și mă voi strădui pe parcursul acestei emisiuni să exemplific la fiecare dintre bisericile orașului nostru care au această calitate de monument, care sunt lucrurile mai puțin vizibile sau mai puțin știute, care ne îndreptățesc să vorbim cu recunoștință pentru generațiile anterioare care au contribuit la renașterea credinței strămoșești aici. Subliniez de la bun început că în Giurgiu Otoman creștinii continuau să aibă majoritatea, da, și aveau biserica lor,
aproximativ pe locul actualei catedrale episcopale, cea cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica creștină însă era de legislația otomană obligată să nu aibă turle, să nu tulbure liniștea musulmanilor prin baterea clopotelor și să nu sfideze printr-o arhitectură importantă pe cele ale cuceritorilor. De aceea, ceea ce turiștii giurgiubeni oricând pot vedea în orașul vecin din Bulgaria, și la noi s-a practicat până în 1829 existența unei construcții semi-îngropate pe care aproximativ o putem dezveli în curtea catedralei atunci când se vor crea condiții pentru un real șantier arheologic, inclusiv prin eliminarea construcțiilor provizorii din jur. Că vă referiți la garaje, la garajele unor cetățeni și așa mai departe, și... da. Dar ceea ce ascunde încă pământul stă bine acolo. Important este că prima biserică de zid construită în chip simbolic imediat după eliberarea orașului, Biserica Sfântul Nicolae, este cu un plan puțin diferit de cel al bisericilor românești de tip bizantin, ci se înscrie pe fundațiile fostei moschei otomane a garnizoanei militare a cetății ultime de pe mal, de care am vorbit săptămâna trecută. Știți că multă lume m-a întrebat, sau și noi ne-am întrebat, domnule, dar ce până la 1829 în Giurgiu a fost regiune turcească, administrație directă turcească, unde a fost moschee? Deci au fost mai multe moschei în Giurgiu. Deci nu una, ci mai multe au fost. Sigur că da, unele pot fi distinse minaretele, turnurile lor în anumite litografii făcute în prima jumătate a secolului XIX de desenatorii străini care au venit pe Dunăre cu ocazia războaielor și a deschiderii navigației pentru austrieci în primul rând. Și din păcate, plecarea populației musulmane a făcut să nu mai existe credincioși și să nu mai fie îngrijite și să fie încet, încet părăsite și demolate. Deci moscheile civile, am zice. Aceasta militară a fost demolată în chip simbolic, materialul refolosit la construcția Bisericii Sfântul Nicolae, care are caracterul de ctitorie imperială, ctitorie a țarului Rusiei, de-aia a și primit hramul Sfântul Nicolae, fiindcă era vorba de țarul Nicolae, sigur că da, a avut și odoare de preț dăruite de imperiali, dar care au fost jefuite în timpul războaielor care au urmat. Mai păstrează această biserică unul din clopotele originale turnat din tunurile capturate de ruși în bătălia de la Silistra din 1828. Este o piesă de mare valoare care se păstrează în pridvorul actualei biserici. Este o adevărată cronică în piatră Biserica Sfântul Nicolae, fiindcă în zidurile ei sunt incastrate ghiulele din toate aceste războaie moderne care au afectat orașul nostru, începând cu războiul Crimeei, cu războiul de la 1877, cu primul război mondial, iar ultima nenorocire care s-a abătut asupra monumentului a fost incendierea lui în urma bombardamentului din 26 august 1944.
Din acest motiv se poate vedea cu ochiul liber că partea superioară a fost refăcută, nu mai este din piatră de cetate, ci din beton. Pictura originală a fost distrusă și a trebuit refăcută. Actualmente biserica este transformată în schit și sperăm că într-un viitor unele din construcțiile parazitare care o înconjoară, celebra manutanță, spre exemplu, care nu mai folosește la nimic, vor fi demolate și îi se va crea cât de cât un cadru care să permită să fie vizibile de la distanță, da, și să se încadreze într-un peisaj turistic alături de celelalte monumente din jur. Biserica Sfântul Nicolae este deocamdată puțin popularizată și nu e puțin lucru să ai ochitorie imperială, nu e puțin lucru să probezi, spuneam eu, o adevărată cronică în piatră a vicisitudinilor prin care a trecut orașul nostru modern, și de aceea sperăm că cât de curând să apară pe piață o micromonografie care să poată fi dată vizitatorilor să știe ce s-a întâmplat acolo. Următoarea biserică importantă pentru orașul nostru este biserica din cartierul Smârda, Biserica Sfânta Treime, care într-o primă formă a fost zidită la 1835, deci practic la 5 ani de la eliberarea orașului, atunci când în urma intervenției arhitectului Moris von Ott, satul Smârda, care era în afara fortificațiilor otomane, deci dincolo de strada Tabiei, da, a fost înglobat în oraș din punct de vedere administrativ și cartierul respectiv a primit numele de culoarea neagră. Sigur că însuși numele Smârda, care vine de la slavonul smert, înseamnă moarte, se referă la faptul că așezarea era pe locul unui cimitir străvechi, da. Există în zonă înmormântări din epoca bronzului, după vremea strămoșilor daci, din epoca fierului, și evident în toate epocile, fiind zona mai înaltă, oamenii au trăit pe această terasă pe care acum se află și biserica Sfânta Treime. Într-o situație fericită, aceea că fiul unui fost paroh al bisericii, regretatul părinte Croitoru, este un foarte bun tânăr istoric. În momentul de față își pregătește doctoratul legat chiar de Giurgiu Otoman și a publicat multe articole și cărți despre Giurgiu. A ajutat la realizarea unei micromonografii a acestei biserici, care există deja pe piață, cu multe informații interesante, nu numai despre Sfântul Lăcaș, ci și despre oamenii cartierului, despre fabrica de zahăr, fiindcă fabrica și cartierul fabricii, locuințele muncitorilor, sunt pe terenuri care au aparținut bisericii. Și au fost concesionate, cum se zice astăzi, pe 100 de ani. Oricum, este o poveste specială aceasta a Bisericii Smârda. O altă biserică de cartier a negustorilor și a celebrilor bivolari
din cartierul verde este Biserica Sfântul Gheorghe. Da. La câțiva ani distanță, pe la 1838, este și ea sfințită, este o biserică modestă, care nu impresionează cu o arhitectură de amploare, și într-o vreme când i s-au făcut reparații după cutremurul de la 77 și a avut atunci destul de mult de suferit, și datorită stilului de construcție, fiindcă probabil oamenii din cartier, nefiind foarte bogați, au donat materiale de construcție de diverse tipuri, și zidăria era parțial din cărămidă, parțial din bolovan de râu, care evident la cutremur au funcționat în mod diferit. Sigur, de-a lungul timpului ea a suportat și alte reparații și renovări, consolidări. Este un cartier foarte interesant, în care a avut loc în 1873 celebra revolta bivolarilor. Da, s-a făcut chiar propunerea ca în parcul din zona pieței Sfântul Gheorghe, nu? Da. Unde este biserica, unde este școala elementară numărul 1, prima școală de fete din oraș cu local propriu. Deci clădirea este și ea monument, este de la 1890. Strada care începe între biserică și școală, numită în vremea comuniștilor 23 August și acum Tudor Vianu, este pe terenul unui proprietar care s-a numit Pandele Cârligeanu. Uh-huh. Și în perioada dinainte de război, strada așa se numea, Cârligeanu. Da, pe Cârligeanu, da, așa. Din neștiință, noi nu i-am redat numele atunci când da, poate s-a, că putut, nu e târziu nici acum. S-a putut modifica. Mai târziu nici acum. Acum, dându-se numele Tudor Vianu, nimeni nu va vedea da. Rostul să îi mai schimbăm. Da. Dar acest Cârligeanu, în afară de meritul că a donat terenul pentru construcția școlii, este tatăl unui vestit medic care a făcut primele cercetări de igienă socială în orașul nostru și a și publicat la sfârșitul secolului XIX o carte în acest sens. Deci, chiar dacă cartierul era de oameni mai puțin evoluați din punct de vedere social, economic, de acolo s-au ridicat intelectual de frunte. E de investigat parohia aceasta, arhiva bisericii ar merita cercetată, să cunoaștem o serie de personalități care au plecat din cartierul verde. Da. Să punctăm momentul 1873, revolta bivolarilor din Giurgiu. Se pare că Alexandru Papiu Ilarian a avut un rol aici important ca și mentor, măcar ideologic și organizator. Sigur că da. Se pare că este prima grevă din România, muncitoare. Sau cel puțin istoriografia de tip socialist, așa un cadru. Da, istoriografia regimului trecut a încercat să tragă pe spuza partidului. Da. Tradițiile revoluționare. Și revoluționare. E adevărat că acești bivolari, care nu erau însă proletari, nu erau muncitori, erau mici particulari, proprietari de mijloace de producție. Sigur, da. Erau cărăuși. Ei da. Aveau care trase de bivol cu care făceau cărăușie între oraș și port, între gara Giurgiu-Oraș și
portul aflat pe canal, în momentul însă în care s-a prelungit linia până la Smârda, o parte din avantajele acestei cărăușii au dispărut și, pe de altă parte, guvernul conservator de atunci a încercat să-i pună cu botul pe labe, ca să zicem așa, modificând legislația, punându-le o taxă, apropo și de specialiști în impozite de astăzi, care impozitează și ce trebuie și ce nu, și ceea ce a dus la o revoltă a cetățenilor respectivi, o revoltă care era și cu is politic, deoarece ei erau votanți la colegiul al treilea, cum era atunci, fiindcă erau plătitori de impozite, nu toată lumea avea drept de vot, și erau mândri de această postură, ar fi vrut ca să iasă candidatul lor. Candidatul lor era, am zice astăzi, de stânga, nimeni altul decât marele jurist revoluționar la 48 și procuror general în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, autor al codurilor din acea epocă, este vorba de Alexandru Papi Ilarian. Ardeleanu Papi Ilarian, probabil și pe filiera prietenului și colegului lui de generație, Cezar Bolia, care de asemenea candida ca deputat de Giurgiu, a venit să candideze la acest colegiu. Conservatorii au falsificat alegerile și a rămas cu buza umflată. Dar în momentul în care bivolarii au fost arestați, ei s-au răsculat, au spart închisoarea și au eliberat o vară și a fost trimisă armata, a intervenit și procurorul general în funcție din acel moment, l-au luat apărător pe fostul lor candidat, care a reușit un tur de forță, o performanță neobișnuită chiar în țări mai civilizate decât micul regat român de atunci, anume să înfrângă guvernul în justiție. I-a achitat pe revoltați, pe bibolari arestați. A fost un triumf. Asistenții lui Papi Ilarian erau doi tineri avocați giurgiuveni, Vasile Epurescu și Rode Ștefănescu, care, datorită includerii în acest triumf al achitării bivolarilor, și-au început o carieră în cadrul Partidului Național Liberal, care l-a condus pe Purescu la vicepreședinția Camerei Deputaților, iar pe Rode Ștefănescu, unul din cei mai longevi primari ai Giurgiului din acea epocă. Casa lui Purescu exista pe strada care pleacă de la actuala poliție municipală, unde este și bustul lui de bronz, tot în apropiere de piața Sfântul Gheorghe, așa. Deci el era avocatul celor din cartier, ca să zicem așa. Iar casa lui Rode Ștefănescu, făcută la maturitate la sfârșitul secolului XIX, există și astăzi pe strada General Berthelot, fost constructorilor, fost municipalității, și care este colț cu strada Coșbuc. Deci avem, dar ne-am depărtat de la povestea bisericilor, sigur că da. Poate într-o dată viitoare vorbim despre casă și de oamenii din Vorbim și despre aceste personalități. Să revin la ordinea în care au apărut noile biserici ortodoxe din oraș și după cele din cartierul negru și cartierul verde, celelalte trei culori beneficiau inițial de Biserica Adormirea Maicii Domnului, care a fost refăcută
Deci a mai funcționat câțiva ani aceea moștenită din regimul otoman, a fost refăcută prima dată chiar în perioada Revoluției de la 1848, sfințită în 1851. Într-un anume stil arhitectonic avem imaginile ei din, de la începutul secolului 20, cu un fel de neogotic care ține nu de dorința venoriașilor sau a preoților slujitori, ci de faptul că meșterii care au ridicat-o nu erau români. Orașul era foarte cosmopolit, era plin de meșteri italieni, austrieci, unguri. Deci italienii veneau la muncă la noi. Toți, fie catolici, fie protestanți, din majoritatea din Imperiul Austro-Ungar. Deci, în măsura în care își puneau și o amprentă stilistică, se inspirau din ceea ce aveau în țările de origine. În timp, Biserica Adormirii a suferit modificări, cele mai importante în perioada interbelică, când i s-a accentuat poziția de catedrală, inclusiv prin monumentalitate și prin modificarea în stil romanic, în stil neobizantin, a întregii clădiri. Multă vreme am privit cu ignoranță pictura realizată în vremea războiului. Deci pictura pe care am cunoscut-o noi când eram elevi, când eram în copilărie, care nu mi s-a părut ieșită din comun, da. Și numele pictorului nu spunea nimic. Pentru noi atunci un oarecare Nicolae Stoica. Mai târziu trebuie să fac mea culpa în fața telespectatorilor. Acest Nicolae Stoica este unul din geniile pierdute ale picturii românești, un tânăr de mare viitor în ajunul războiului, care a fost elev a Școlii Române din Roma, care intenționa să îmbunătățească stilul picturilor murale de la noi, și-a făcut mâna, cum se spune, chiar pe biserica, pentru a lua un ban în plus pe biserica de la Giurgiu, a fost ostracizat în regimul comunist, venerat, a avut ucenici, unii sunt chiar cei care au restaurat pictura actuală a catedralei, sunt din coborători din școala lui. Brăileni, era brăilean de origine, îl omagiază, este încă nepus pe adevărata treaptă în ierarhia artei noastre din secolul 20. În schimb, știm care este biserica care a avut cea mai valoroasă pictură. Este vorba de biserica grecească, ridicată de comunitatea care ajunsese la 500 de suflete în anii lui Cuza. Deci chiar cu aprobarea domnitorului, comunitatea grecească din Giurgiu ridică această biserică, care este sfințită în decembrie 1865. Ceea ce înseamnă că în decembrie anul acesta va aniversa 150 de ani. Ea a fost pictată de marele pictor Gheorghe Tătărescu. Din nefericire, cea mai mare parte din pictura murală executată de Tătărescu și de colaboratorii lui nu s-a putut păstra, însă cele mai multe dintre icoanele altarului sunt originale și unele sunt chiar semnate de marele pictor. Da.
Tătărescu a mai lucrat la noi în județ, bisericele de la Arsache, de la Letca Nouă, de la Clejani, și merită întotdeauna pomenit cu respect numele acestui artist. Concomitent cu ridicarea Bisericii Grețești, în periferia vestică a Giurgiului, lângă cimitirul Ceair, da, s-a ridicat Biserica Sfântul Haralambie. Deci, tot la 1865, o biserică mai modestă, de mahala, cum se zicea, și cu rol mai ales de capelă pentru cimitir. Interesant este însă, în legătură cu cimitirile din Giurgiu, că în marginea cimitirului Ceair s-a acordat de către primărie spațiu pentru un cimitir al celorlalte rituri existente în oraș și care aveau puțin credincioși, ca fiecare în parte să-și ridică, să-și ridice propria biserică. Dar pe la 1880 și ceva, deci după războiul de independență, au reușit să-și facă o bisericuță catolicii, care erau cei mai numeroși dintre acești străini rezidenți în Giurgiu. Da. Unii s-au împământenit, alții și-au păstrat cetățenia străină. Era un port unde tot timpul veneau și plecau nave cu diverse pavilioane, societăți comerciale, agenții străine, chiar consulatele unor țări, și ca atare, în forfota aceasta a Giurgiului, care se dezvolta în plan comercial și la care au început să se înfilipeze și niște relații industriale, care au culminat cu fabrica Danubiana de zahăr și cu atelierele serviciului hidraulic, viitorul șantier naval. Deci această comunitate de străini și-au făcut propria biserică, care se pare că nu a fost din materiale prea grozave, fiindcă... Deci acea biserică a fost făcută la marginea cimitirului. Pe locul actualei biserici catolice. Pe locul actualei biserici. Cea de astăzi nu mai conține, poate decât în temelie, zidurile cele de la 1885. Și se vede, nu are o arhitectură impozantă, comunitatea nu era foarte mare, dar spuneam, s-a făcut un lucru foarte interesant. În jurul catolicilor s-au strâns și ceilalți protestanți, neoprotestanți, și toți au solicitat un fel de cimitir comun. Da. Unele din aceste grupe de cetățeni străini au dispărut cu totul în condițiile ocupației sovietice. Din alții au mai rămas așa supraviețuitori până în zilele noastre, de regulă intrând în familii mixte, deci nu mai există comunități închegate. Dar, din păcate, nu mai avem probele materiale decât tot sub forma monumentelor funerare pentru comunitatea evreiască, care a fost destul de numeroasă, de importantă. Au existat sinagogi nu foarte impozante, dar au existat. În copilărie am mai prins și eu pe strada care fusese botezată Gogol, se numea Vlațepeș în trecut. Deci, în timp
aceste comunități mai mici și-au pierdut locașurile de cult care nu erau monumentale. Da, domnule Emir, o scurtă paranteză, să rețină numele acestui cimitir, Ceir. Ceir este denumire aromânească, ceea ce arată că la secolul XIX în componența municipiului erau și destui de mulți români veniți din sudul Dunării. Poate că unii chiar au fost cu idee de decizie, dacă au botezat acest nou cimitir, pentru că el este ulteriorul sumărdar, Ceir, care înseamnă câmp cu flori de la marginea localității, pe românești. E adevărat. La românii au o vorbă ce merg cu vitele pe Ceir. Este interesant că între românii de la sudul Dunării care au migrat în diverse epoci la nord și unii s-au stabilit în orașul nostru, unii erau beneficiarii faptului că în Imperiul Otoman la un moment dat românii au fost favorizați în momentul de slăbiciune a Imperiului, tocmai în ideea de a fi fideli sultanului, guvernului de la Stambul, și s-a permis deschiderea școlilor românești. Da. Deci unii au venit știind românește, inclusiv româna literară, alții însă au venit din Grecia, români de origine, că erau megleno-români, că erau din alte ramuri ale vlahilor. Așa? Cert este că ei nu știau română literară, ci cea vorbită, dialectul vorbit în familie, și erau de cultură greacă. Și chiar au făcut parte din această comunitate grecească din Giurgiu, care deci nu era pur grecească. Mulți dintre ei erau de cultură greacă, dar de sânge român. Da, asta este o discuție, cine știe, poate o să abordăm vreodată, mi-ar face plăcere să o deschidem. Foarte interesantă vis-a-vis de cum am perceput noi, din păcate, în manualele de istorie de tip comunist pe care le-am studiat, în filmele văzute, treaba cu arnăuții, treaba cu și cu domnii fanarioți. Este o perioadă la care cred că ne trebuie mai multă lumină, pentru că după părerea mea, și aici închid această paranteză, avem de a face cu element românesc majoritar și în ceea ce înseamnă garda arnăuților și în ceea ce înseamnă administrația fanarioților, dar trecut pe mâna grecilor, pe cultură grecească. Sigur, sunt multe lucruri de verificat, da. Teorii și, mă rog, adevăruri nedemonstrate și sentințe pe care istoricii în diverse epoci, cei de bună credință, nici nu mai vorbim de cei care au falsificat cu bună știință istoria din considerente ideologice și care n-au avut la dispoziție atunci probele, n-au avut acces la documentele originale, din păcate nici astăzi nu avem la multe dintre ele acces. Să sperăm că în viitor se va face lumină în această privință. Iarăși o temă de discuție care așa avea. De ce a fost acea modă nemaipomenită la români în secolul XIX să-și ia, mai ales după 1850 până pe la 1900, să-și ia terminația de scu, anume Eminovice Eminescu, Voinea Voinescu, Petre Petrescu,
etc., Radu Rădulescu. Eu am gândit așa un picuț, a fost o modă, o modă care face ca particularitatea numelor românești proprii de familie termină în scu, față de Borisov la bulgari, Evu la ruși, Schiu la poronezi, etc. Ce este cu acest scu? Eu zic că are legătură cu iscu. Cu iscu, care în românească veche înseamnă cel destoinic, cel viteaz, cel cu cutezanță. Și vezi cazul lui Gheorghe Caraiscu, mare român, între timp confiscat de cultura greacă, devenit mare erou național grec, cel care actualmente grecii îl cunosc numele de Gheorghe Caraiscachis. Vezi și stadionul din Atena. Dar el este român numit Gheorghe Caraiscu. Și există scrie despre isculești cel puțin de la sud de Dunăre, care pot să aibă legătură cu esculești deveniți caracteristici așa la nord de Dunăre. Probabil după 1850. Că dacă ne-am fi putut teleporta în timp, ca în unele filme științifico-fantastice, și am fi participat la discuțiile purtate pe terasele cafenelelor din centru, de pe Farfurie, nu? Da. În condițiile în care la fiecare masă pe lângă români erau și foarte mulți alogeni din aceste comunități, care multe s-au sedentarizat sau inclus în populația permanentă a orașului, am fi aflat multe informații interesante care contrazic cutume, păreri, mituri care circulă. Revenind, la biserici, că n-am terminat cu monumentele religioase de la noi, am vorbit deci de prima biserică de zid, Biserica Sfântul Nicolae, de bisericele de cartier, inițial Smârda, Sfânta Treime și Sfântul Gheorghe pentru cartierul verde, mai târziu și Sfântul Haralambie la Ceair, evident despre importanta Biserica Adormirea Maicii Domnului. Pe lângă aceste biserici a existat permanent și o mișcare culturală, a existat o relație între obiceiul de a avea coruri care la marile sărbători și să însoțească cântările preoților și până la formarea adevăratelor societăți corale care au făcut vogă în perioada interbelică, cântarea Dunării și lira. Ele, cântarea Dunării a plecat de la Biserica Sfânta Treime, lira de la început, de la Adormirea, și de-a lungul timpului au servit și celelalte biserici din oraș. Spuneam că pe lângă toate acestea avem și o biserică unică în țară. Este Biserica Eroilor, da, care a avut un dublu scop din pornire. Unul de natură, ansamblu al cultului eroilor, drept capelă a mausoleului care s-a realizat la Giurgiu sub auspiciile societății cultul eroilor, iar ceea ce puțin giurgiuveni cunosc,
datorită faptului că vis-a-vis erau unitățile militare și societatea care primea de aici de acolo mici subvenții, dar care se baza pe donațiile particularilor, nu prea reușea să finanțeze șantierul acestei biserici care trena de ani de zile. În condițiile dictaturii regale, cu prefect militar, om de mână, colonelul Toader, om de mână forte, i-a obligat practic pe toți ofițerii să se implice și s-a terminat în ritm accelerat, renunțându-se la unele podoabe arhitecturale din proiectul inițial, drept care a avut și preot militar, deci a reprezentat și o biserică a garnizoanei, o biserică militară. Prin reforma armatei Republicii Populare Române de 1948, preoții militari au fost demiși și s-a scos biserica din armată și practic ea a devenit biserică parohială. La început, pentru o populație rară situată în fostele vii ale orașului de pe strada București, apoi încet încet tot mai mulți cetățeni și-au construit căsuțe în zonă, ca pe după aceea să aibă loc sistematizarea comunistă cu creșterea accelerată a populației și a devenit cea mai aglomerată biserică parohială. Dar trecând peste asta, biserica este pictată de un pictor bun, de Paul Molda, este beneficiara unui mobilier realizat de un meșter bun, altarul au avut contribuții acolo și alți artiști cu nume în istoria artei românești, o monografie a Bisericii Eroilor și a Mausoleului, bineînțeles, este absolut necesară. Din fericire există niște documente de la parohii anteriori, deci există materie primă pentru realizarea unei asemenea cărți. Sigur că și celelalte amintite, am vorbit de Sfântul Nicolae, pentru catedrală s-a realizat un album foarte frumos chiar în primăvara aceasta, dar cu un text cam sărăcuț și la importanța ei se cer investigații în arhive care să aducă numele unor personalități care s-au implicat în vedeți, noi din nefericire, fiindcă asta a fost politica ateist științifică a vechiului regim, a fost o perioadă în care mulți salariați, fără să fie membri de partid, ca aceia erau prelucrați, dar se temeau să intre în biserică pentru a nu fi criticați, pentru a nu avea eventuale consecințe în viața lor de familie și profesională. Inclusiv până acolo se mergea că unii mai lași evitau să nășească sau să intre la cununia unui prieten sau unei rude, o nebunie. Ulterior lucrurile au mai slăbit, dar din acest motiv, fiindcă a existat o ruptură, despre activitatea multora dintre preoții care au făcut cinste sutanei lor și harului chemării pe care au avut-o, noi nu prea știm. Deci multe din figurile importante ale clerului giurgiuvean au căzut în uitare, ar trebui readuse în atenție pentru meritele pe care le-au avut, dar
toate bisericile nu sunt ale nu știu cărei congregații, nu sunt proprietatea patriarhiei. Sunt, bisericile sunt proprietatea comunității. Da, e un lucru interesant ce spuneți, pe care trebuie să conștientizăm mai mult. Fiecare are consiliul parohial alcătuit din mireni. Da. Între acești mireni sunt oameni, într-adevăr, cu frică de Dumnezeu și de bună credință și care nu au făcut numai un serviciu să vină la niște ședințe, ci au pus mâna să facă. Să repare bisericile, să le întrețină, să popularizeze, să fie o curea de transmisie între preot și credincioși și așa mai departe. Și atunci printre acești oameni au fost multe personalități care unele figurează pe tabele de ctitori sau de donatori ai bisericii, alții au lucrat fără să tamtam. Marele director Savin Popescu al liceului Maiorescu era și epitrop casier al bisericii Adormirea și nu considera că îi scade rangul dacă ține hârtiile bisericii puse la punct. Iată lucruri care ar merita cunoscute de oamenii de astăzi ca exemple, ca modele care s-ar cuveni urmate, fiindcă unii cred că dacă fac o simplă donație sau dacă dau un acatist, după asta li se iartă toate greșelile. Merită revenit pe linia aceasta. Deci, spuneam că toate aceste construcții, chiar dacă unele și-au mai pierdut în calitățile arhitecturale și artistice sau nu mai sunt integral cele originale, din diferite motive, n-are rost să le înșirăm acum, toate poartă în ele o adevărată istoria orașului, a cartierelor, a localității în ansamblu și de multe ori au avut loc și evenimente laice în aceste construcții. La sărbătorile naționale, la vizitele unor personalități, inclusiv ale regilor, ale miniștrilor, ale unor oaspeți străini de seamă. Deci, biserica a fost deschisă către aceste evenimente și multe din imaginile, poate unele chiar pe peliculă, deci filme documentare, multe fotografii, sunt necunoscute de public, ar trebui scoase la lumină și ele ne arată că nu de acum încolo trebuie să vorbim de tradiție. Tradiția am avut, tradiția cu ce a avut ea bun trebuie reconsiderată și perpetuată, inclusiv pe planul acesta al locului real al bisericii în comunitate. Eu nu fac prozelitism ortodox, așa. Sigur că avem și templele sau casele de rugăciuni ale unor culte mai noi care au apărut clădirile respective mai mult sau mai puțin reușite din punct de vedere arhitectural în ultimele decenii. Da. Care sunt recunoscute de stat, care așa, dar care nu sunt monumente. Și
aș vrea să repet încă o dată că relația între ceea ce a însemnat rezistența sub Imperiul Semilunei aici la Dunăre face din membrii acestor vechi comunități adevărați eroi ai da. Creștinătății. Bine spuneți, domn profesor, pentru că în numeroasele mele peregrinări peste Dunăre, aici aproape la sud de Giurgiu, luând-o prin sate și văi, prin zeci de localități, am văzut și acum femei cu șalvari, în sate moschee și nu biserică, sau mai multe moschei decât biserici. Nu ne vine să credem cât de aproape sunt aceste manifestări ale islamismului chiar lângă Giurgiu. Noi nu prea știm lucrurile astea pentru că nu ne sară în ochi, dar ele sunt extraordinar de aproape. Mă gândeam că oamenii de fapt nu prea sunt ei turi stabiliți pe aici, de fapt ancestrali, poate chiar și români, trecuți la musulman, la religia musulmană în cei 500 de ani cât au fost sub turci. Sunt multe de vorbit. Acum mi-ați dat o idee să ne povestiți și despre vizita la patru oameni celebri ai secolului 20, generalul Berlot, Petain, Weygand și Foch, care au fost la Giurgiu, cu încă câțiva super oameni ai istoriei românești, despre monumentul din Parcul Aleix, despre placa de la Școala de Muzică. Și n-avem timp, timpul cu dumneavoastră zboară extraordinar de repede, dar promite telespectatorilor că ne veți povesti într-o emisiune despre vizitele lui Eminescu la Giurgiu, cu picanteriile și cu lucrurile de luat în considerare, ale lui Caragiale și ale altor oameni de seamă ai culturii naționale românești care au fost aici la noi în oraș și au băut apă din Dunăre. Cu plăcere! Domnul Emil Păunescu, încă o dată vă mulțumim pe o dată viitoare să mai aflăm câte ceva. Mulțumim! Bună seara!